sfund în soare, în noapte, fetei mele alintate, farfara la osilvar. Ce-i sfund în soare, în noapte, fetei mele alintate, farfara la osilvar, farfara la osilvar. Thank you.
carade l-amplinești, din casă n-ai să te urnești, nici la plimbare spun. D'acord, dar să-mi rămână acasă. Vai, ce copilă urcioasă, n-o să-ți mai faci rătiță strângă după la modă. Fereastra o menține închisă. Nu vei clipi la trecători. E bine, când bună te vânsa, să mă mai lăsa la din mâna mea nu fris ieșind, gătel de ori și argint, nu-ți părica nimeni. Ceta, fata mea, de ce nu mă asculti puțin? Mergi, te rog frumos, la tine în cameră. Aș dori să vorbesc puțin cu băiatul acesta. Da, bine. Bună ziua! Bună ziua! Schlendrian, Paul Cafe. Fritz! Fritz Portrich, antrenorul de fitness al mamei dumneavoastră. Da. Am văzut cu antrenorul pe mama. Da. Ia spune-mi, tu ești aici pe coperta revistei? Da, eu sunt. Sunt imaginea revistei Stil de viață sănătos. Tu vorbești serios? Da. Știi ce? Ia loc. Bine. Ia spune-mi, te servesc cu o cafea? Nu, mulțumesc!
E doar o cafea? Nu, eu nu beau cafea. Păi insist cu cafea. Mulțumesc, dar eu chiar nu beau cafea. Fritz, nu? Fritz. E doar o cafea. Nu beau cafea, mulțumesc. Nu bei cafea? Nu, chiar nu beau. Nu bea cafea? Face și sport? Ia să vedem dacă nu cumva băiatul ăsta mă poate ajuta. Ce ziceți? Auzi, Fritz? Da. Ia spune-mi. Ce intenție ai tu cu fiica mea? Păi cum să vă spun? Când o văd, inima-mi bate mai tare. M-am îndrăgostit nebunește de ea. Și cu voia dumneavoastră, eu aș vrea să o cer în căsătorie. Thank you.
ei, o voi cere în căsătorie cu Elizeta. Ce spuneți? Sunteți de acord cu mine, nu? Eu îi iubesc, ea mă iubește, bunica mă place, tatăl mă place și el. Știți? Mai avem și o înțelegere. Știți ce înțelegere? Ce înțelegere? Să o convinc pe Lizeta să nu mai bea cafea. Bătrânul Șendrion plecă în grabă să caute fiicei sale Lizet, îndată soțul doriți. Dar Lizet răspicat i-a spus că pretendentul să semneze angajamentul lui cu ea, că nu se va împotrivi nici când cafeaua snobea oricând. Cafeaua s-o bea oricând. Trei cafele în fiecare zi. Să creadă ea. Zero cafele în fiecare zi. Da. Copii, haideți să vedem dacă mă voi descurca. Vreți? Da. Bine. Și vă mă 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 mă
să-i aduc eu pe calea cea bună. O să vedeți.